Am dorit organizarea acestei seri în prelungirea evenimentelor pe care Arhiepiscopia noastră le-a organizat anul trecut în contextul sărbătoririi centenarului de la Marea Unire și pentru faptul că am prezentat public una din lucrările importante și de referință pentru istoriografia noastră pe care am realizat-o la nivelul Arhiepiscopiei noastre, și anume o carte care restituie pentru prima dată biografii la peste 165 de preoți ortodoxi care au participat la Marea Unire și care au votat acest act istoric în urmă cu 100 de ani. Pe lângă această carte a mai fost prezentată și o carte de restituiri publicistice ale episcopului Nicolae Ivan, ctitorul acestei eparhii și unul din oamenii extrem de importanți pentru istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania de la sfârșitul și începutul secolului al XX-lea. Și totodată lucrarea părintelui și istoricului Ioan Lupaș despre prăbușirea monarhiei austro-ungare și despre semnificația istorică a zilei de 1 decembrie. Și n-am făcut-o oarecum întârziați de timp, ci mai ales pentru faptul că pentru noi ardelenii centenarul continuă și în acest an, având în vedere că pentru Cluj, care este metropola Transilvaniei, în anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înființarea Universității Daciei Superioare, 100 de ani de la înființarea principalelor colegii românești din această urbe și 100 de ani de la înființarea Teatrului și a Operei Naționale din Cluj. Așa încât acest moment vine să continue, dacă vreți, seria acestor manifestări pe care le-am organizat anul trecut și la fel ne bucurăm ca în aceste seri culturale pe care le găzduim lunar la Muzeul Mitropoliei noastre să avem și colaborări de valoare din partea tinerilor artiști și muzicieni de la Opera Națională din Cluj. Așa încât seara a fost una completă, spunem noi, și complexă, care a oferit publicului și informații importante din istoria noastră, dar și delectări sufletești care cu siguranță au folosit tuturor celor prezenți.